Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Uite ce ziceți de asta. În caz din Brăila, un brăilean a fost amendat după ce l-au reclamat vecinii pentru câinii pe care îi avea, îi alătrau într-una. Și sau... Cum e Luca cu porumbei, ăștia s-a făcut câinii. Da. Mă rog, poluare fonică. Și la un moment dat a venit poliția, mă rog, i-au dat câteva sute de lei. Amendă. Amendă. Câteva sute de lei și l-au somat, polițiștii l-au somat să facă ceva ca să-și potolească câinii, care lătrau într-una, scrie Adevăr. Acum, ce poți să... Adică îl somează, îi dă somație, avertisment. Îi dau polițiștii, da? Uh-huh. Proprietarul. Dom'le, s-au plâns vecinii, îți dăm o amendă, nu știu, și te somăm, fă ceva. Ce face poliția dacă câinii continuă să latre? Ai avut vreodată vreun câine de ăsta care să-ți latre așa zi și noapte în cap? M-a avut... Mai am vecini, da, și bine, mă scot în sărite. Nu, dar într-una. Într-una, nu. Am avut niște vecini, mă rog, au un câine care e destul de cuminte și așa, dar e o cățea, care a născut la un moment dat. Și ăia micii, când s-au născut ei și au crescut un pic mai mari, au început să devină gălăgioși, dar erau non-stop. Da. Păi, la un moment dat, reziști. În apartament sau în curte? Într-o curte la parterul blocului, deci practic era ca și cum... erau lângă tine. Da, e îngrozitor, adică poluarea funică e ceva... Adică n-ai nimic cu săracele animale, că nu e și o vină, dar că se întâmplă lucrul ăsta. Doar că la un moment dat devine enervant, tot e stresant. Eu mă întreb bine, deci dacă latră așa, serios, și spune un vecin că... Dom'le, mă deranjează faptul, de ce nu-l ia în casă pe câinele ăla? Ține-l, dom'le, în sufragerie cu tine. Adică să latre acolo. Dacă e, nu sunt împotriva... Adică nu sunt... Cum să spun, există niște nebuni care mutilează câinii. Îi operează, le taie corzile vocale. Nu sunt, sunt totalmente împotriva chestii astea. Sunt împotriva zgârzilor. Sunt zgârzi, e plural de la zgardă, nu? Da. Care sunt alea care dau șocuri electrice. Dar câinele nu poate fi educat să nu latre. Dacă nu te ocupi de asta, atunci ești responsabil. Este un animal care poate fi educat și trebuie să fie educat ca să nu deranjeze vecinii. Eu sunt șocat că n-am crezut asta. Ce anume? Ne-a dat și cineva mesaj. Că ce? Leno de la Arad ne spune asta. Că se practică tăierea corzilor vocale. N-am crezut, da, n-am auzit în vie. Eu nu sunt de acord. Adică mi se pare... Ce nu să ai tăiatul... Și aia cu tăiatul urechilor și cu tăiatul cozii și cu tăiatul corzilor vocale. Lasă, domnule, animalul în pace. Dar educă-l, că poți să le duci să nu... Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.